Bună ziua și bine v-am găsit la Dicționar de ce medical. Astăzi l-am alături de mine pe domnul dr. Cristian Iatagan, care este medic primar în urologie și care are supra-specialitate în chirurgie robotică. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi că ați venit la noi! Domnule doctor, vreau să vorbim despre hidronefroză. În primul rând, ce este hidronefroza? Da, este un termen destul de tehnic, dar simplificând mult lucrurile, este vorba de o scurgere deficitară a urinei de la nivelul unui rinichi. Asta semnifică termenul de hidronefroză. Este vorba, de fapt, de un rinichi din care urina produsă de acel rinichi nu se scurge normal prin uretere către vezica urinară și, bineînțeles, apare inițial o stagnare a urinei la nivelul rinichilor, ulterior o umflare, ca să mă exprim foarte popular, a căilor urinare și, sigur, progresiv în timp, lucrurile astea duc treptat și lent la distrugerea și chiar uneori chiar complet a rinichiului respectiv. Încercând să simplific, este de cele mai multe ori o problemă de scurgere a urinei, care în final duce la creșterea presiunii în interiorul căilor urinare. Rinichiul este obișnuit să funcționeze și să producă și să filtreze urina la o anumită presiune. Este de la sine înțeles că peste o anumită presiune el începe să funcționeze din ce în ce mai greu și ușor, ușor suferința asta în timp duce la pierderea funcționalității rinichiului. Este de cele mai multe ori o problemă, dacă doriți, mecanică obstructivă. De fapt, există un obstacol în calea eliminării naturale a... Despre ce obstacol? Obstacolul poate să fie, dacă doriți, o strâmtorare congenitală, spre exemplu, la foarte mulți dintre noi, locul de ieșire al urinei din rinichi, în termen tehnic, juncțiunea pielo-ureterală, suferă o strângere, o stenozare și, cum este mecanica fluidelor, bineînțeles că ceva ce ar trebui să scurgă printr-o cale largă și se scurge printr-o cale strâmtă, produce o hiperpresiune în spate, care lent în timp afectează funcționarea rinichiului. Sigur, obstacolele pot să fie de diferite etiologii. Hidronefroza apare cel mai frecvent în cazul obstacolului, dar de un calcul. O piatră formată în rinichi care astupă calea urinară, normal că împiedică scurgerea normală a urinei, creează această hiperpresiune, dar care în cazul unui calcul de cele mai multe ori este o situație temporară. Eliminarea asta, calculului duce la eliminarea calculului sau rezolvarea chirurgicală a calculului duce la rezolvarea acestei chestiuni. Sigur, pot să fie obstacole extrinseci, pot să fie situații patologice care din exterior sugrumă cumva ureterul, calea normală de scurgere a urinii. Pot să fie tumori care comprimă, pot să fie diferite alte suferințe, pot să fie consecințele radioterapiei. Dar simplificând foarte mult, este vorba de un obstacol intern sau extern care împiedică scurgerea normală a urinei dintr-un rinichi sau din amândoi în situații mai nefericite. În astfel de cazuri, care sunt simptomele? Sunt cele date și la comune cu cele de la calculii renali? Da, simptomele... Noi în chirurgie încercăm să separăm un pic lucrurile și în general când vorbim de hidronefroză ne referim de cele mai multe ori la hidronefroza dată de o suferință cronică. Sigur că un calcul care pleacă și blochează rinichiul produce o hidronefroză, în cazul calculului durerea este tipică, este colica renală care dă o suferință absolut tipică, este o durere intensă. Cine a avut o colică renală în viață știe că a avut o colică renală și o ține minte. Se spune că este o colică renală adevărată, este singura durere care la noi bărbații ne face așa o mică idee despre cum sunt durerile nașterii la femei.
durerea este intensă, este colicativă și știm că avem ceva și trebuie să facem. Și nici nu poți duce pe picioare, te duci și repede și o facem ceva. Hidronefroza dată de particularitățile anatomice. Hidronefroza aceasta prin sindromul de joncțiune congenitală, prin strâmtorările care apar lent în timp și reduc calea urinară crescând presiunea din spate, de obicei nu au o simptomatologie atât de evidentă și de tipică. Sigur, creșterea presiunii în rinic începe să dea niște semne. De cel mai multe ori sunt dureri. Sunt dureri care pot să plece de la o ușoară jenă, o senzație de plenitudine lombară, trecând printr-o durere semnificativă. Unii pacienți spun că parcă au o greutate acolo. Sigur, uneori pot să ajungă la dureri intense, repetate, chiar dureri colicative. Dar de cele mai multe ori este vorba de dureri. Și cum se pune diagnosticul în astfel de caz? De cele mai multe ori, simptomatologia îndrumă pacientul la doctor și doctorul, în urma unei explorări imagistice, de cele mai multe ori este o banală ecografie, descoperă faptul că la nivelul rinichiului respectiv există hidronefroza, există această urină care stagnează. Bănuiesc că se vede diferența dintre un rinic sănătos și rinichi umflat de... De cele mai multe ori ecografia poate să stabilească de fapt și cauza hidronefrozei, dar de foarte multe ori este nevoie de niște explorări suplimentare. De obicei un computer tomograf cu substanță de contrast aduce toate informațiile necesare pentru a ști care este cauza hidronefrozei și ce trebuie făcut. Și cum se tratează? Sigur, hidronefroza este consecința la o multitudine de lucruri, dar simplificând foarte mult, este o chestiune obstructivă și practic în clipa în care avem un obstacol, trebuie să înlăturăm obstacolul care produce hidronefroza. Trebuie să eliberăm căile urinare în așa fel încât urina să se poată scurge în regim normal. Și aici, sigur, dacă hidronefroza este dată de un calcul care este înțepenit în joncțiunea piloretrală, trebuie rezolvat cumva calculul. Dacă este vorba de o situație în hidronefrozele congenitale, de multe ori acești pacienți află întâmplător la o explorare imagistică de această problemă, sigur, intervenția chirurgicală este cea care înlătură obstacolul și răscroiește și reașează lucrurile într-o formă. Practic trebuie să acea strangulație trebuie adusă la dimensiunea normală. Da. De cele mai multe ori noi când vorbim de hidronefroză ne referim la sindromul de joncțiune pielo-ureterală. Ne referim la hidronefroza nu dată de un obstacol de litiazic, sigur avem obstacolul, trebuie să-l înlăturăm. Nu vorbim de hidronefroza dată, știu eu, de o compresiune extrinsecă a ureterului. Când vedem dacă putem să înlăturăm compresiunea sau sigur să stentăm ureterul, de cele mai multe ori vorbim de sindromul de joncțiune pielo-ureterală. Vorbim de strâmtorarea, de multe ori congenitală, a locului de scurgere a urinei din rinichi, care, ca să simplific foarte mult, în mod ideal ar trebui să se asemene cu o pâlnie largă care preiau și care în situația particulară pâlnia este strâmtorată pe asta. Sigur că trebuie făcută o intervenție chirurgicală care să înlăture porțiunea aceea strâmtorată și să reanastomozeze și să refacă scurgerea. Deci practic refaceți forma naturală de care ar fi trebuit să fie. Corect. De pâlnie. Asta înlăturăm partea strâmtorată și printr-o anastomoză refăcând pâlnia naturală. Dacă cum faceți intervenția asta chirurgicală? Prin ce metode? Este o intervenție chirurgicală standard în urologie care se face de studenți. Sigur că în mod convențional se face prin chirurgie clasică deschisă, dar dat fiind că este vorba de o operație cumva de chirurgie
plastică și reconstructivă, reparatorie, dacă doriți. Se poate face și minim invaziv, atât laparoscopic, cât și laparoscopic asistat robotic. Avantajele fiind, sigur că este în primul rând o operație minim invazivă pentru pacient, pentru o condiție benignă, nu discutăm de un cancer. Și doi la mână, sigur, cine are acces la tehnologia chirurgiei robotice, manualitatea extraordinară pe care o conferă chirurgia robotică ne asigură și o calitate a suturii deosebită, în așa fel încât rezultatul final să fie cel dorit. Personal, genul acesta de chirurgie îl mai fac în ziua de azi doar la modul minim invaziv, laparoscopic și ideal când se poate robotic, dar sigur că există situații speciale în care chirurgia clasică rămâne o opțiune. Poate fi vorba de recidive, de țesuturi iradiate, de țesuturi extrem de inflamate sau de pacienți care a căror stare de sănătate nu permite chirurgie laparoscopică sau chirurgie robotică. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc.